Bistro, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și pentru meditația din această dimineață în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să deschidem în Vechiul Testament, Sfânta Carte, la Proverbe, capitolul 31, unde vom citi începând cu versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Repet, Proverbe, capitolul 31, începând cu versetul 1 până la versetul 9, cuvântul Domnului spune în felul următor. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dăduse mama sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmerdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celor ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea și să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Amin. Iubiților, lumea de astăzi, în anul 2018, din Statele Unite ale Americii și din mai multe continente, este o lume în care trăim, care din răsputeri încearcă să-și pună amprenta pe fiecare din noi. Încearcă să-și pună amprenta pe cei care sunt copiii lumii, care nu-L cunosc pe Domnul și pe Dumnezeul Creator, Făcător și Susținător, dar din nefericire nu se limitează în a-și pune amprenta doar pe cei din afara comunității de credință, ci încearcă mai ales și mai precis să-și pună amprenta pe cei care fac parte din poporul binecuvântat a Domnului Iisus Hristos, Biserica Mântuită. Din nefericire, această amprentă care lumea încearcă să-și pună asupra noastră nu se oprește la lucrurile care sunt paraesențiale a serviciului, a meseriei în care practicăm, ci încearcă să se bage chiar în familii, să afecteze gândirea și judecata bisericii vis-a-vis de ce înseamnă ca să fii părinte, mai precis ce înseamnă ca să fii tată și mai ales ce înseamnă ca să fii mamă. De aceea este binevenită sărbătoarea aceasta, cel puțin o dată în an, în care fiecare din noi, părinți și mai ales mame, avem ocazia să reflectăm, avem ocazia să ne uităm în Sfânta Carte ca să avem o contrabalanță, să ne uităm în Sfânta Carte și să vedem, de fapt, ce spune Biblia, ce spune Dumnezeu Creator care a creat pământul, care a făcut pe om după chipul lui și după asemănarea lui, care atunci când l-a făcut pe om, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, fără de a fi nicio confuzie de genul care a fost primit de la Dumnezeu,
De aceea, în dimineața acestei zile, haideți, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Biblia și care este învățătura biblică despre darul de a fi mamă. Da? Este un dar. Astăzi nu este ziua femeii, este un loc și pentru aceea. Este un dar să fii bărbat, este un dar să fii femeie, dar în dimineața acestei zile, haideți să ne uităm despre ce spune Biblia despre darul de a fi mamă. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 31, versetul 2, ne vorbește despre însemnătatea sau procesul de gândire, filosofia de a fi mamă. Vedeți, procesul de gândire în lumea noastră spune căci a fi mamă este o povară nedorită. A fi mamă este un impediment în a-ți atinge scopurile. A fi mamă este o sarcină mult prea mare. Și ca atare, procesul de a fi mamă trebuie amânat cât de mult posibil și poate chiar eliminat. Ați auzit mari acestei lumi, bogătanii principali, avem câțiva și la Seattle, care spun că lumea este suprapopulată și încearcă prin tot felul de lucruri chimicale să strice orice posibilitate ca omenirea să se înmulțească prin naștere normală care a fost lăsată de Dumnezeu. Aceasta este părerea lumii, aceasta este gândirea lumii. Gândirea Domnului se află în versetul 2 și în alte versete din Scriptură, dar ne vom concentra în Proverbe, capitolul 31, versetul 2, în care citim cuvântul lui Dumnezeu care spune în felul următor: ce să-ți spun, fiule, ultima parte, spune în felul următor: ce să-ți spun, fiule, fiul, rodul juruințelor mele. În alte cuvinte, copilul este ceva pentru care m-am rugat. Este ceva pentru care am insistat înaintea lui Dumnezeu. Nu este ceva care doar s-a întâmplat. Este ceva care a avut o naștere înainte de a se concepe copilul în pântecul maicei. Mama s-a rugat pentru acest copil. Mama a insistat înainte lui Dumnezeu ca și ceva care a luat în serios, dându-și seama că este deosebit de important. Vedeți, atunci când o familie din antichitate, după ce s-a căsătorit soțul cu soția, după ce au văzut că în primul an, în al doilea an, în al treilea an nu au copil, Isaac a insistat înaintea Domnului ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cu un copil, pe Rebeca cu un copil. Și știți că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea? Știți cât timp a durat? 20 de ani. Căsătorit la 40 de ani și a născut gemenii, cei doi, la vârsta de 60 de ani. Ana, tot la fel, în 1 Samuel, dacă deschideți împreună cu mine Cartea Sfântă la 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10 și 11, avem cuvântul Domnului care spune: și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea
a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre înstristarea roabei tale și dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui, pus deoparte pentru Dumnezeu. Iată fiul juruinței mele. Este o diferență între gândirea lumii și gândirea biblică vis-a-vis de ce înseamnă să fii mamă? Onoarea, darul, harul și prilejul în gândire și în concepție? Sigur că da. Apoi, tot în procesul de gândire, nu este doar înaintea nașterii, nu este doar înaintea concepției, în pântec, ci și în timpul sarcinii. Observați, a doua parte a mijlocie a versetului 2 spune: fiul trupului meu. Cuvântul în ebraic este beten, adică luat, ceva luat din mine. Concepția, creșterea în pântec a unui copil, în pântecul maicii lui, este un miracol, este o minune din partea lui Dumnezeu. Este ceva care astăzi știința încă nu o poate descrie, dar este ceva care este cu adevărat o poruncă din partea Domnului. Genesa, capitolul 1, versetul 28, este o poruncă care nu a fost revocată niciodată. Știți care este porunca? Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dumnezeu nu este acel care se bagă forțat în viața noastră spunându-ne câți, dar spune căci copiii sunt o binecuvântare din partea Domnului. Și iubiților, a crește și a ne înmulți este un dar din partea lui Dumnezeu. Și Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să privească lucrul acesta ca și ceva binevenit din partea Domnului. Este o lucrare care o facem împreună cu Dumnezeu. Deschideți Sfânta Carte în Psalmul 139, versetul 13 până la 16, spune în felul următor: Tu m-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut. Unde? Un parteneriat. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu? Mă, frații slujitori? Tu m-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecile maicei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte ca să fi fost vreunia din ele. Vedeți de ce mama împăratului și împăratul inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu scrie aceste cuvinte? În Proverbe, capitolul 31, versetul 2, spunând în limba română: ce să-ți spun, fiul trupului meu? Este o gândire diferită. Este o gândire străină secolului acestuia, din nefericire chiar în biserică.
Este o gândire care dorește, care privește cu serios înainte de a se întâmpla orice. Apoi când se întâmplă, este ceva care este privit ca și o lucrare împreună cu Dumnezeu și mâinile Domnului sunt la lucru în pântecul mamei. Este un har, este un har extraordinar din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi, nu se oprește la gândirea înaintea concepției, nu se oprește la timpul petrecut, cele 9 luni de sarcină, ci merge mai departe, în prima parte a versetului 2, spunând: ce să-ți spun, fiule? Iubiților, pentru toate zilele vieții este o relație unicată, o legătură unicată care are mama cu copilul, fie băiat, fie fată. Eu nu știu această relație de mamă, pentru că nu sunt. Știu relația de tată și țin minte când ni s-a născut prima fetiță, în 1996. Și când am văzut-o, am simțit cât de cât în timpul sarcinii, nu ce a simțit Simona, n-am simțit cum se mișcă, n-am simțit cum se formează în mine, n-am simțit bătaia inimii, n-am simțit legătura aceea care copilul o are, o veșnicie cu mama și mama cu copilul. N-am simțit lucrurile acelea. Dar când, după ce a ieșit și m-a pus-o doctorul în brațe, știți ce m-am gândit? De asta nu scap niciodată. Întotdeauna o să fiu tată. Am simțit că mă are. M-am simțit vulnerabil. M-am dat seama că și după ce se căsătorește, și după ce are 40-50 de ani, copilul, tot copil rămâne. Este rupt, este luat din tine. Asta e filosofia unui părinte, după Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Un har deosebit, iubiților, un har deosebit de a influența acest copil, are mama. Și prin acest copil are harul de a influența posteritatea, cultura, lumea în care trăim. Este un mare har. O relație care nu se stinge niciodată cât timp este suflare în noi. Totodată, o responsabilitate mare față de Dumnezeu și față de societate. Judecători, cuvântul lui Dumnezeu în Judecători, capitolul 13, versetul 8, ne vorbește despre această realitate în care trăim noi și în care trăiesc mamele, și anume: Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să vină, să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Este un plan? Este un proces de gândire conștient? Căci copilul care se va naște va deveni o responsabilitate primară a părinților și în ziua de astăzi mai ales a mamei, da. Doamne, dă-ne astfel de proces de gândire, ca să putem contracara, ca să putem împinge afară din mintea și din gândul nostru, gândul că copiii sunt ceva de nedorit și nu sunt o binecuvântare din partea ta. Amin. Apoi, în al doilea rând, când ne uităm și vedem ce ne spune Biblia despre darul de a fi mamă, nu este implicat doar procesul de gândire sau filosofia de a fi mamă sau părinte,
ci este important să ne uităm și în acțiune, practic, în viața de zi cu zi. Ce ne spune Biblia că este rolul mamei vis-a-vis de copiii cu care este binecuvântată și de copiii cu care îi se încredințează? Lumea spune că copilul este proprietatea statului, a guvernului. Și părinții au rolul de a aduce copilul la ușa statului și lasă pe stat să se ocupe de el. Din nefericire am auzit că mai nou, dumneavoastră sunteți lideri în cam toate lucrurile, și în bine și în rău, mai cel puțin în lumea politică se pare că mai mult rău pornește de aici, din Sacramento, din California, din Curtea Supremă a Californiei și din circuitul al nouălea, din guvernul federal. Mai nou, se spune că în școlile publice, și aici, și în alte state, părinții nu mai au opțiunea să își scoată copiii afară de la educația grafică și perversă. De ce? Pentru că copilul trebuie îndoctrinat și învățat nu în matematică, nu în citire, ci învățat în imoralitate, în stricăciune, de către statul și de către puterea guvernului. Cuvântul Domnului, iubiților, spune altceva. De fapt, învățătura aceasta a lumii a început să strecure în mijlocul societății de mai mulți ani și în mijlocul bisericii de mai mult timp. Și anume, cam sună în felul următor, ca și părinte, lasă-l pe copil în pace, să-și facă deciziile lui, să-și aleagă drumul lui. Cine ești tu ca și părinte să-i poruncești copilului sau să-i spui copilului ce trebuie să facă? El va decide pe cont propriu și va gusta consecințele deciziilor lui sau a ei. Cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 31, versetul 1, spune altceva. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele împăratului Lemuel. Sunt cuvintele împăratului, în primul rând? Sau sunt cuvintele mamei? În engleză este o zicală, poate se traduce și în limba română: the hand that rocks the cradle rules the world. Mâna care leagănul controlează lumea. Vezi ce mare influență? Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mama sa. Nu se uită aceste lucruri. Mama, iubiților, este învățătoare, după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în termeni populari, profesoară. În termeni ebraici, yasar, care înseamnă a disciplina, a mustra, a corecta. Lumea spune, nu mustra, nu disciplina, nu corecta. Lasă-l în pace de capul lui. Biblia spune, nu. Rolul mamei este un rol activ. Rolul mamei nu se limitează la a alăpta sau a legăna, ci cuvântul lui Dumnezeu spune că mama are un rol special și principal în educarea copiilor împreună cu tatăl, bineînțeles, dar astăzi este ziua mamei.
părintele sau mama primește un dar, o încredințare, un talent special de la Dumnezeu pentru a avea puterea și capacitatea de a se ocupa de copii. Orice mamă are acest dar de la Dumnezeu și dacă n-ar fi fost dat acest dar, nu ar exista copii. Împreună cu copilul, Dumnezeu dă și capacitatea și puterea și darul și dragostea de a te putea ocupa de el. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 25, versetul 15. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Lumea îmi spune mie ca și tată și spune dumneavoastră ca și mame că nu aveți capacitatea. Nu aveți suficientă știință, nu aveți suficientă răbdare, nu aveți suficientă pregătire pentru a vă ocupa de copiii dumneavoastră și ca atare dați-i la cei netăiați împrejur să-și facă de cap cu ei. Să întoarcă copiii pe dos, să le spună băieților că sunt fete și fetelor că sunt băieți, să le spună că imoralitatea este de aprobat în lume și în societate. Cuvântul Dumnezeu spune nu! Cuvântul lui Dumnezeu pune responsabilitatea primară pentru a educa copilul în toate ramurile vieții. Pe părinți, pe mamă și pe tată. Și când Dumnezeu ne încredințează ceva, ne dă capacitatea de a putea duce la bun sfârșit mandatul nostru. Asta vine de la Dumnezeu. Dacă credem altceva, vă invit respectos să căutați o teologie biblică contrară, că eu n-am găsit-o și am căutat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în Proverbe, capitolul 31, căci sunt anumite subiecte esențiale care mama trebuie să învețe pe copil, și anume, 1. 31, versetul 5. Să nu uite legea lui Dumnezeu. Este important ca mama să predeie legea lui Dumnezeu copilului. Ca și subiect, ca și stil de viață, ca și cunoștință. Este important ca mama să predeie puritatea morală. Versetul 3. Nu-ți da femeilor vlaga și desmerdările tale celor ce pierd pe împărați. Cine are mandatul să învețe pe copii despre puritate? Școala? Nu. Ei vor preda și vor învăța desfrâul, dezmățul, perversiunea. Mama și tata, părinții, au rolul principal, mandat de Dumnezeu, să aibă o influență în viața morală a copilului, a băiatului și a fetei. Începând de la vârsta fragedă, începând înainte de concepție. Acest lucru trebuie să fie înrădăcinat în noi, în tinerii noștri, în tinerii familiști și în cei și în bunici, ca să-și încurajeze copiii și nepoții să gândească biblic și nu lumesc. Apoi, nu doar puritatea morală, nu doar legea lui Dumnezeu, ci este importantă învățătura mamei de acasă, ca să-i spună copilului importanța de a evita orice care strică procesul gândirii sănătoase
Versetul 4. Nu se cade împăraților. Și, biserică, noi suntem o împărăție sfântă, nu-i așa? Nu se cade împăraților, Lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin. În vorba rușilor, niet. Mai ales că ei sunt alcoolici, mulți. Nici o picătură. Din punct de vedere biochimic, în sistemul uman, nu există o cantitate minimă de alcool care se poate consuma fără a avea un impact negativ a procesului gândirii. Alcoolul, când este consumat, fie în vin, fie în wine coolers, trece ceva numit the blood-brain barrier, bariera între sânge și creier, intră la creier și nu poate fi filtrat de ficat în suficient timp să fie eliminat fără să dăuneze procesului de gândire. În California și în Washington și în majoritatea statelor din Statele Unite, este adevărat, căci dacă te prinde poliția și ai un nivel în sânge de peste 0.08, ești arestat. Asta nu înseamnă că 0.07 nu-ți alterează procesul gândirii sau 0.01. Această lege este trecută și este pusă în funcțiune datorită faptului că mulți judecători le place să beie și să conducă cât de cât. Dar recomandarea medicală, recomandarea legală este: nu te sui la volan cu nicio cantitate de alcool în sistem, pentru că nu poți judeca bine. Cuvântul Domnului spune că vinul ia mintea omului. Vei privi nevasta altuia, te vei nenoroci pe tine și posteritatea ta. Este îndatorirea mamei și a tatălui, bineînțeles, este îndatorirea noastră ca și părinți să predăm lucrurile acestea, să spunem: nici o substanță care ia capacitatea sau diminuează capacitatea de a judeca nu poate fi admis într-o lume sau într-o credință numită o credință biblică sau o învățătură biblică. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin Sfântul Apostol Petru: încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, nu amețiți și nici adormiți. Da, iată subiectele de care trebuie să se ocupe mama după cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în progresiune, mama are harul și obligația să predea nevoia de a avea curaj în apărarea celui nenorocit și neajutorat. Versetele 8 și 9 din textul nostru spune: deschideți gura pentru cel mut. Nu fugi, să nu-ți fie frică de oameni. Vezi o nedreptate, acționează. Cumva ești pus în societate, vezi că se săvârșește un păcat, ai curajul să spui ceva. Nu uitați, Matei capitolul 25, ultima parte spune: cei mai micuți ai mei, când ați intervenit pentru ei, cei care n-au avut voce, nu uitați, Dumnezeu este Dumnezeul orfanului și a văduvei și a străinului. Iubiților, este timpul. Sunt subiecte care trebuie mama să se ocupe de ele vis-a-vis de copilul care se naște. Iubiților, putem delega lucrurile acestea sistemului diabolic care este din afară? Putem? Fără să gustăm consecințele acestor lucruri? După Biblie, n-am găsit nicio scuză. Este îndatorirea noastră. Apoi, în acțiune, viața de zi cu zi, învățătură, profesoară. Dar Proverbe capitolul 1, versetul 8, dacă întoarceți împreună cu mine acolo, ne spune că una din celelalte îndatoriri a mamei
este în felul următor. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Îndrumări, în limba ebraică, este cuvântul Torah. Legea. Direcția. Mama are harul. Practic, după cuvântul lui Dumnezeu, să dea direcție copilului. Pentru aceasta, mama trebuie să cunoască copilul. Dacă mama petrece o oră pe zi cu copilul și lumea petrece 8, 10, 12, cum îl cunoaște? Îi dă mâncare? Îi dă îmbrăcăminte? Și see you later, mom. La revedere, mom. E asta... Seamănă cu învățătura biblică? Iubiților, dacă vă uitați cu atenție în Proverbe, capitolul 1, în prima parte, vom vedea că sunt 12 subiecte care li se încredințează părinților, mamei și a tatălui, de a învăța copilul în Proverbe. Întotdeauna știți că în introducerea cărții, in the preface, este scopul cărții. Este pentru ce e scris această carte? Proverbe nu este o excepție. Scopul cărții, intenția cărții, se află între versetele 1 și 6 și acolo veți găsi 12 subiecte de învățământ care părinții le au vis-a-vis de copii. Și nu se limitează. Nu se limitează la aspecte religioase. Și apoi, între Proverbe 1 cu 8, versetul citit, și Proverbe 31... sunt celelalte, care se ocupă de toate aspectele vieții. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu despre responsabilitatea primară a părinților de a își educa copiii și mai ales vis-a-vis de mamă. Apoi, în acțiune învățătură că profesoară, cea care îndrumă, care dă legea în casă și vis-a-vis de copii. Și apoi, în ce privește viața practică, în ce privește viața de acțiune. Mama este ca cea care își asumă riscuri enorm de mari. Este frumoasă slujba de mamă, dar este deosebit de riscantă. Observați versetul 8, a doua parte, după ce spune, ascultă, fiule, învățătura tatălui tău. Sunt cuvinte care aș vrea să nu fie acolo. Dar doar părinte trebuie să fie și îți dai seama că sunt. Și nu lepăda îndrumările mamei tale. Care e riscul? Este riscul că după ce te-ai ocupat de copil, după ce ai investit rugăciune, juruință, bucurie, după ce ai investit timp, efort și energie, copilul este un agent moral liber. Își face deciziile lui și a ei. E posibil că vei investi atât de mult și totuși vei fi respinsă. Vei avea un gust amar de neascultare. Vei avea un gust amar de a nu fi băgată în seamă. Ia. Și Mântuitorul Iisus Hristos și-a asumat acest risc. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar riscul acesta nu înseamnă că ne oprim de a pune tot efortul în a face ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea vine de la Domnul
Și Dumnezeu ne dă harul nouă ca să creștem pe copiii noștri, să le dăm direcție. Și în timpul acesta trebuie neapărat să recunoaștem că deși facem tot ce putem, tot ce ne încredințează Dumnezeu, deși încercăm să fim ca acel rob nedrebnic care facem tot ce ni s-a poruncit, apelul, când toate lucrurile merg bine și când ieșim din valea umbrei morții, când mă uit în ochii părinților care sunt aici, nu cred că este un părinte care n-a trecut prin valea umbrei morții. Dar cuvântul Dumnezeu spune totuși, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mânghe. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului. Și eu, și copiii mei, și nepoții, și strănepoții, până la sfârșitul zilelor mele. Amin.